Deci, vă mulțumesc că ați dat curs în stația noastră. După cum știți, exact, nu am cerea mult, nu am cerea. Ce nu am cerea? Microfonul, loc să pun. Așa? Acum e ok? Deci, bună ziua, vă mulțumesc că ați dat curs invitația noastră de a avea acest schimb de informații, păreri și opinii pe marginea cursului și evenimentelor din politica externă, dar evident ținând cont de faptul că exact acum un an în urmă Republica Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană, am considerat că ar fi cazul să încercăm să avem o discuție mai detaliată pe lucrurile care s-au întâmplat în parcursul nostru de aderare la Uniunea Europeană în ultimul an și evident este și o ocazie prin care, la care aș putea răspunde și la anumite întrebări. Ultimul an a fost un an extrem de dificil pentru țara noastră. Aceste dificultăți au fost cauzate de agresiunea brutală a Federației Rusie contra Ucrainei. Această agresiune a avut repercusiuni enorme, evident, pe întreg continentul european, asupra Ucrainei, dar și asupra Moldovei în foarte multe domenii. Știm cu toții că acest război a afectat economic, politic, în plan securitar, țara noastră, societatea noastră, economia noastră, dar în același timp, cred că inclusiv prin prisma acestor evenimente tragice și dramatice, trebuie să conștientizăm mai mult ca niciodată că singura și principala modalitate de a asigura pacea, calmul, stabilitatea, libertatea și prosperitatea țării noastre este aderarea la Uniunea Europeană. Este absolut imperativ, este absolut vital pentru țara noastră, pentru societatea noastră să aducem Republica Moldova în Uniunea Europeană și prin acest lucru să păstrăm pacea, calmul și libertatea de pe teritoriul nostru. Pentru a realiza acest obiectiv fundamental, am depus cererea de aderare la Uniunea Europeană exact acum un an, timp în care am făcut foarte multe lucruri pentru a aduce și apropia acel moment în care Republica Moldova se va regăsi la masa statelor membre ai Uniunii Europene și se va regăsi nu doar din punct de vedere identitar, cât și, dar și instituțional în familia de state europene. În acest an am lucrat foarte mult cu colegii din toate instituțiile de stat, din societatea civilă, din diaspora, din parlament, pentru a răspunde la mai multe, la două chestionare pe care ne-au fost trimise de către Comisia Europeană pentru a evalua gradul nostru de pregătire pentru aderarea la Uniunea Europeană și în baza evaluărilor ai Comisiei Europene, noi pe intern am reușit să realizăm mai multe lucruri. Pe de o parte am elaborat un plan de implementare a celor nouă seturi de recomandări ai Comisiei Europene, care în mare parte vizează reforma justiției și implementarea căruia este foarte avansată. În paralel, acum o lună și câteva zile, Comisia Europeană a mai publicat o evaluare pe întreg spectru de domenii politice, reflectând acele 33 de capitole de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană, prin care a fost evaluat gradul de pregătire a Republicii Moldova în fiecare domeniu de politici publice și, în baza acestui raport al Comisiei Europene, am mai elaborat încă un plan de ajustare accelerată a normelor, standardelor, legilor, dar și realităților din Republica Moldova la standardele europene. Acest al doilea plan pe 33 de capitole de negociere se află actualmente în curs de consultări. Ieri a avut loc o ședință cu reprezentanții societății civile la Ministerul de Externe pentru a ajusta acel document în lumina reacțiilor sau comentariilor partenerilor noștri din societatea civilă, dar evident absolut orice persoană care are sugestii suplimentare pentru acest plan o poate face și în format electronic. Noi cu nerăbdare așteptăm orice contribuții la acest efort comun al nostru. Evident, în toate aceste luni am lucrat cu instituțiile europene pentru a rezolva mai multe probleme pentru țara noastră, dar și pentru a planifica împreună cu Comisia Europeană, Consiliul European, Parlamentul European, acțiunile noastre de viitor care vor aduce Republica Moldova în Uniunea Europeană. Făcând aceste lucruri, aș vrea să spun că toate aceste eforturi nu țin doar de documente, planuri sau acțiuni de ordin diplomatic. În acest an, datorită Uniunii Europene, am reușit să facem și să realizăm mai multe lucruri concrete pentru cetățenii noștri,
pentru economia noastră, pentru producătorii noștri. Ne-a reușit să liberalizăm în continuare și să facilităm în continuare accesul produselor noastre agricole pe piața europeană, în condițiile în care mulți dintre producătorii noștri au fost foarte afectați de agresiunea Rusiei contra Ucrainei și complicarea logisticii pentru comerțul extern al nostru. Astfel am ajuns și la niște cifre bune în comerțul nostru cu Uniunea Europeană, ori doar anul trecut am exportat pe piața Uniunii Europene bunuri în valoare de 2,5 miliarde de dolari, ceea ce reprezintă aproximativ 60% din totalul nostru de exporturi. Deci Uniunea Europeană este de departe cea mai importantă, cel mai important partener comercial pentru țara noastră. În ultimii 10-15 ani de când suntem afectați, loviți de embargourile impuse periodic pe motive politice de Federația Rusă, noi am reușit să dezvoltăm noi piețe de desfaceri, noi parteneriate cu Uniunea Europeană și facem acest lucru în continuare și datorită acestei deschideri europene, în continuare sectorul nostru agricol, economia noastră per ansamblu continuă să funcționeze mult mai bine decât în condițiile în care nu ne-ar fi reușit să avem această deschidere mare din partea Uniunii Europene. Ne-a reușit să mărim exporturile pe lucruri foarte concrete, pe struguri de masă, pe exportul de mere, prune, sucuri și alte produse. Am reușit să scoatem, să suspendăm limitele pentru transportatorii noștri, astfel încât transportatorii noștri să poată exporta bunurile noastre, dar evident și bunurile exportate din Ucraina pe cale terestră, fără restricții pe teritoriul european. Un domeniu care ne-a afectat și ne-a creat foarte multă anxietate în ultimul an, ține evident și de riscurile energetice. Știți bine că Republica Moldova a moștenit un domeniu energetic extrem de dependent de acest monopol al Gazpromului asupra Republicii Moldova și împreună cu partenerii noștri europeni. Aceasta este pentru prima iarnă în istoria țării noastre în care am reușit să intrăm relativ pregătiți pentru anumite riscuri în domeniul energetic, inclusiv datorită sprijinului partenerilor noștri europeni, am reușit să stocăm gaze în perioada toamnă-iarnă, astfel încât să putem asigura în continuu atât căldura, cât și electricitatea în casele noastre. Știți că am trecut prin momente dificile ca țară în luna noiembrie, când am avut situații foarte dure de penurie de electricitate cauzate de bombardamentele Federației Rusiei asupra infrastructurii energetice din Ucraina, moment în care, din nou, partenerii noștri europeni, în special România, au făcut totul pentru a asigura luminile și căldura în casele noastre. Și, evident, în toate aceste eforturi de a ajuta Republica Moldova a fost și o componentă financiară foarte puternică, prin care, inclusiv datorită sprijinului instituțiilor europene, dar și al instituțiilor financiare internaționale, inclusiv Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, am reușit să ușurăm povara financiară pe care ar fi plătit-o fiecare familie din Republica Moldova pentru facturile la energie. Și, evident, acest sprijin european, atât financiar pentru a ușura povara financiară facturilor la energie, dar mai ales asigurarea securității pentru livrările de gaz și electricitate în continuare, sunt niște obiective comune pentru noi și Uniunea Europeană. În săptămânile și lunile care vin, așteptăm și concretizarea modului prin care va funcționa platforma comună pentru achiziții de gaz, o inițiativă lansată de Uniunea Europeană, dar o inițiativă la care participă și Moldova. Moldova este tratată deja ca un stat membru al Uniunii Europene în mai multe domenii, inclusiv în această inițiativă de achiziții comune de gaz, și ne pregătim să consolidăm în continuare securitatea noastră energetică. Evident, am făcut împreună cu partenerii noștri europeni mai multe acțiuni, am efectuat mai multe acțiuni de fortificare a securității noastre. Prin intermediul Platformei Europene pentru Pace am primit ajutor pentru Ministerul nostru de Ministerul Apărării, ajutor substanțial,
care ne ajută în continuare să fortificăm capacitățile noastre de a asigura pacea și securitatea cetățenilor noștri. Împreună cu Uniunea Europeană am lansat și acest hub, deci un centru comun de gestionare a riscurilor de securitate de ordin intern. În aceste zile și săptămâni discutăm cu Uniunea Europeană lansarea unei misiuni pe linia politicii europene de securitate și apărare, o misiune civilă care urmează să fie desfășurată, trimisă la Chișinău pentru a ajuta instituțiile noastre să-și fortifice capacitățile de a face față amenințărilor hibride la care suntem supuși noi ca societate. Toate aceste eforturi de interacțiune cu Uniunea Europeană au fost evident susținute, sprijinite de o diplomație foarte activă pe domeniul interacțiunii noastre cu statele membre ai Uniunii Europene, ori absolut toate deciziile majore pentru țara noastră trebuie și sunt aprobate de statele membre ai Uniunii Europene și aici am lucrat împreună cu doamna președintă Maia Sandu, doamna prim-ministru la acea etapă Natalia Gavriliță și actualmente cu domnul prim-ministru Dorin Recean și evident cu colegii noștri și colegii mei din guvern pentru a convinge zi și noapte statele membre ai Uniunii Europene că Republica Moldova este un stat care merită, trebuie susținut, sprijinit și efortul nostru de aderare la Uniunea Europeană este un efort comun. Doar să vă dau un singur exemplu, o singură cifră. Doar în perioada martie-iunie, când Republica Moldova promovam împreună ideea că Republica Moldova ar urma să devină stat candidat la aderare, împreună cu doamna președintă și doamna prim-ministru la acea etapă, am avut 151 de conversații sau întrevederi cu omologi sau oficiali de rang înalt, prin care am promovat obiectivul nostru comun de a transforma Republica Moldova în stat candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană. Și aici aș vrea să mai menționez că acest rezultat nu era unul garantat. Într-adevăr, decizia de oferire a statutului de candidat pentru un stat ca Ucraina a fost luat drept rezultat și ca reacție la agresiunea brutală a Federației Ruse. Însă, pentru Republica Moldova, acest rezultat, faptul că noi ne reușit să devenim stat candidat la aderare, fapt care nu a reușit tuturor statelor care au depus cerere de aderare la acea etapă, se datorează efortului diplomatic comun dintre președinție, colegii noștri din Parlament, evident Ministerul de Externe și alți colegi din Guvern. Pentru a asigura o viabilitate financiară pentru aceste eforturi, știți bine că anul trecut, la inițiativa României, Franței și Germaniei, a fost lansată și platforma de sprijin pentru Republica Moldova, care ne-a ajutat să gestionăm atât criza refugiaților, cât și să asigurăm în continuare pacea, stabilitatea, calmul și buna funcționalitate a statului nostru. Dacă ne uităm la săptămânile sau anul care vine, avem obiective destul de ambițioase în dialogul nostru cu Uniunea Europeană. Evident, suntem toți focusați în continuare pe realizarea unor obiective de ordin practic. Am menționat deja lansarea acestei misiuni civile de consiliere sub egida politicii externe și de securitate comună a Uniunii Europene. Continuăm discuțiile cu partenerii noștri europeni pentru a dezvolta, amplifica parteneriatul nostru pe linia inițiativii europene, facilității europene pentru pace, liberalizarea prețurilor la roaming pentru cetățenii noștri care călătoresc, dar și cetățenii europeni din Uniunea Europeană care intră în Republica Moldova, constituie și acest lucru un obiectiv asupra căruia lucrăm și sper să reușim realizarea acestui obiectiv în acest an. Evident, am menționat că urmează să precizăm modalitatea de funcționare a mecanismului comun de achiziție de gaz, care este deschis pentru Republica Moldova. În continuare lucrăm pentru a facilita exporturile noastre, în special exporturile agricole pe piața Uniunii Europene, pentru a asigura în continuare veniturile, salariile, capacitățile de a investi al producătorilor noștri și pentru a asigura că economia noastră rămâne în continuare o economie care ne permite să avansăm spre un grad sporit de prosperitate. Evident, în acest an ne propunem să finalizăm și acele măsuri necesare pentru conectarea Republicii Moldova la așa numita SEPA, la spațiul unic de plăți în euro.
asupra căruia se lucrează la Banca Națională. Am mai vorbit și de mai multe obiective de ordin politic. Am solicitat Uniunii Europene să impună sancțiuni asupra oligarhilor fugari din Republica Moldova, care folosesc banii, fondurile furate de la fiecare din cetățenii acestui stat pentru a submina, destabiliza și aduce tensiuni pe teritoriul nostru, și acești oligarhi lucrează împreună și cu sprijinul Federației Ruse, dar în același timp suntem absolut fermi, foarte organizați, foarte alerți și am demonstrat în ultimul an că statul nostru, societatea noastră nu își dorește destabilizare, nu își dorește să devină victima acestor tentative de destabilizare inițiate de oligarhi și Federația Rusă, și în continuare sunt sigur că vom gestiona aceste situații de risc tot așa cum am făcut-o și în ultimele 12 luni, asigurând pacea, calmul și demnitatea întregului nostru stat și societăți. Evident, discutăm cu Uniunea Europeană și despre asistență externă și voi finaliza iată aceste elemente de informație. În realitate sunt alte zeci și zeci de lucruri care se întâmplă în relația noastră cu Uniunea Europeană, care vor aduce Republica Moldova în Uniunea Europeană. Și astăzi, mai mult ca niciodată, uitându-ne atât la ce se întâmplă la est de noi, uitându-ne la ce s-a întâmplat în ultimii 12 luni cu țara noastră, mai mult ca niciodată trebuie să spunem sus și clar. Locul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană. În Uniunea Europeană vom reuși să păstrăm calmul, pacea, stabilitatea, libertatea țării noastre. Vă mulțumesc și vă rog să adresați întrebările pe care le aveți. Любов Плямадяла, ТВ-8. Dacă anticipăm începerea negocierilor, v-ați gândit cum veți convinge cele 27 de state membre să ne primească în familia europeană? Deci, este ferma mea convingere că Republica Moldova va adera la Uniunea Europeană, va adera la spațiul Schengen, va adera la zona euro. Și timpul, lucrul și efortul de persuaziune, el a început de mult și el este un lucru constant. Deci, aderarea la Uniunea Europeană nu se face pur și simplu prin bifarea anumitor măsuri pe care trebuie să le luăm, ori absolut orice progres, orice reformă care este implementată sau pregătită de noi, ea trebuie în permanență comunicată absolut fiecărui stat membru al Uniunii Europene, care de mai multe ori, la fiecare etapă de apropierea noastră de Uniunea Europeană, va avea practic un drept de veto pe promovarea noastră la următoarea etapă. În acest sens, obiectivul trasat de doamna președinte Maia Sandu este ca Republica Moldova să fie gata de aderare la Uniunea Europeană către anul 2030, și obiectivul nostru trasat de doamna președinte, dar evident asumat completamente de guvern, este îndeplinirea tuturor măsurilor cerute de Comisia Europeană către sfârșitul anului curent, astfel încât Republica Moldova să fie un stat care și-a făcut temele pe acasă și poate merge la Bruxelles și în capitale europene, susținând clar că suntem gata pentru lansarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană pe acele 33 de capitole care acoperă diverse domenii de aderare la Uniunea Europeană. Decizia de a lansa sau nu aceste negocieri depinde de fiecare stat membru al Uniunii Europene. Este o decizie pe care noi nu o putem prezice, dar ceea ce suntem absolut obligați și intenționăm să o facem este să implementăm absolut toate măsurile care ne vor permite să convingem fiecare stat membru să sprijine accederea Republicii Moldova la această următoare etapă în relația noastră cu Uniunea Europeană, și această următoare etapă presupune lansarea negocierilor. Pe calendar vă explic, vă dau câteva detalii. Comisia Europeană ne-a trimis un set de întrebări prin care urmează să evalueze gradul nostru de implementare a recomandărilor Comisiei Europene. Urmează să răspundem Comisiei Europene până pe 19 aprilie, să-i explicăm ce progrese au fost efectuate.
Ulterior, până la mijlocul lunii iunie, vom avea posibilitatea să mai ajustăm și să actualizăm răspunsurile pe care le trimitem până pe 19 aprilie. Deci, la modul practic, noi vom trimite, iată, aceste autoevaluări Comisiei Europene în forma lor aproape finală la începutul, la mijlocul lunii iunie. În baza acestor răspunsuri, pe parcursul verii și în septembrie, Comisia Europeană va elabora și va scrie un raport care evaluează progresul nostru. Acest raport tradițional este publicat în luna octombrie împreună cu alte state care au perspectiva de aderare la Uniunea Europeană și iată, în acest an va fi pentru prima dată când Republica Moldova va fi evaluată în același pachet cu statele din Balcanii de Vest, cu Macedonia de Nord, cu Albania, cu Serbia, în gradul nostru de pregătire pentru aderarea la Uniunea Europeană. În octombrie, Comisia Europeană va recomanda care, în opinia Comisiei Europene, este starea de lucruri, de fapt, în Republica Moldova și ce recomandă Comisia Europeană statelor membre. Și ulterior, în decembrie, la Consiliul European, această recomandare a Comisiei Europene poate fi acceptată, ajustată, dezvoltată sau modificată. Deci acesta este calendarul diplomatic pe pașii noștri de aderare la Uniunea Europeană pentru anul acesta. Bună ziua, Mihaela Ustevere, Moldova. Vrem să ne spuneți în ce domenii mai avem restanțe și ce ministere au cel mai mult de lucru acum. Deci, la modul practic, Republica Moldova trebuie să... apropiindu-ne de momentul în care vom adera la Uniunea Europeană, trebuie să corespundă unui set foarte mare de rigori. Unele din acestea țin de ordin politic, legislativ. De exemplu, evident, reforma justiției, funcționarea statului de drept, consolidarea democrației. Dar există și rigori de ordin practic, de infrastructură. Deci tot în raportul Comisiei Europene, de exemplu, este semnalat că Republica Moldova trebuie să-și îmbunătățească destul de mult securitatea rutieră, să-și dezvolte infrastructura punctelor de trecere a frontierii. Ori în momentul aderării la Uniunea Europeană, Republica Moldova va fi țara, probabil, care se va afla la frontiera externă a Uniunii Europene și inclusiv posturile noastre de trecere, a frontierei trebuie să corespundă anumitor rigori. Deci, atât pe spectru politic, cât și pe spectru de infrastructură avem foarte mult de lucru. Calitatea drumurilor, calitatea spitalelor, calitatea sistemului educațional. Și iată, avem câțiva ani de muncă multă, muncă grea, în absolut fiecare domeniu. Este relativ devreme să punctăm unde avem lacune mai mari. La modul practic, noi practic pe toate domeniile suntem la o etapă relativ timpurie de corespunderea a țării noastre la standardele europene. Aici eu cred că nu este un mare secret că și drumurile, și securitatea rutieră, și spitalele, și școlile din Uniunea Europeană corespund unor standarde mai moderne și evident noi tindem spre acest lucru. Avem de lucru, este foarte mult de lucru, dar aș menționa că evident cea mai mare lacună, cel mai mare eșec al nostru din ultimul deceniu, dar chiar mai mult în parcursul nostru european, este lipsa unui sistem de justiție funcțional, necorupt și liber de influențele externe. Și în acest moment, cea mai mare dificultate pentru noi, ca țară, ca societate, este gradul de capturare și gradul de corupție pe care noi toți l-am moștenit din ultimii ani și evident aici vom avea cu toții foarte mult de lucru și ține de absolut fiecare cetățean al Republicii Moldova ca în acest domeniu în care obstacolele noastre pe parcursul european sunt cele mai mari să reușim să modernizăm acest sistem, să-l curățăm de corupție și prin acest lucru să ne apropiem de statutul de stat membru al Uniunii Europene. Igor Maciar, portalul politic Media. Domnule Popescu, spuneți-ne de ce Republica Moldova nu aderă la toate sancțiunile Uniunii Europene împotriva Federației Rusiei, ori acest lucru este precizat sau face parte din angajamentele în procesul de preaderare. Și care ar fi motivul? Deci, Republica Moldova a moștenit un sistem de aliniere la declarațiile de politică externă și la măsurile restrictive ai Uniunii Europene, în care anterior
s-a decis ca Republica Moldova să nu se alinieze imediat la anumite măsuri restrictive, inclusiv sancțiuni. În aceste zile noi facem o evaluare și reevaluare a mai multor decizii luate anterior și în curând vom reveni cu mai multe detalii pe acest subiect. Absolut orice măsură de acest ordin presupune acțiuni concret în instituțiile noastre sau instituțiile financiare sau instituțiile care monitorizează intrările, ieșirile din Republica Moldova și multe alte subiecte. Deci la această etapă noi facem o analiză asupra modului practic cum Republica Moldova va avea mai multe răspunsuri la anumite domenii. Pe alte domenii legate de sancțiuni, poziția noastră este absolut clară, rata noastră de aliniere la sancțiunile europene va crește vizibil, va crește rapid și va crește în viitor apropiat și în curând vă vom comunica mai multe detalii pe marginea acestui subiect. La această etapă, ca să vă dau un pic de informație contextuală, în Uniunea Europeană există 38 de regimuri de sancțiuni. Dintre acestea, Republica Moldova se aliniază la 21 de regimuri de sancțiuni, deci asta sunt baza legală pentru sancțiuni aplicate pentru mai multe domenii. În 7 regimuri, Republica Moldova nu a fost invitată să se alăture, pentru că ele în mare parte au expirat, sunt regimuri create în anii 90 și nu mai sunt valabile, dar baza legală continuă să persiste în Uniunea Europeană și la această etapă Republica Moldova nu se aliniază la 10 tipuri de regimuri de sancțiuni, dar această cifră va diminua în viitorul foarte apropiat. Da, mai am o întrebare. Autoritățile de la Moscova au venit din nou cu o reacție. De această dată s-au arătat indignație de decizia de ieri luată de Parlament. Ei spun că este o rezoluție antirusească. Vreau să ne spuneți, de ce credeți că Moscova insistă pe această retorică? Deci, noi suntem indignați de indignarea Federației Ruse. Limba pe care o vorbim ne aparține. Decizia de cum numim această limbă ne aparține și absolut nicio țară din lume nu are dreptul moral, legal sau politic de a comenta aceste lucruri. Republica Moldova. În Republica Moldova se vorbește limba română. Republica Moldova are o comunitate de istorie, cultură, limbă cu România. Inclusiv în virtutea acestei comunități, Republica Moldova face parte din familia europeană, vom adera la Uniunea Europeană, indiferent de comentariile sau lipsa de comentarii a unor state terțe. Vă mulțumesc, vă doresc o zi bună și cele bune. Numai bine!